De coronavirus de câteva luni, Wuhan a întâmpinat noul an cu mulțimi în stradă. Mii de persoane au ieșit la miezul nopții în centrul orașului, unde au sărbătorit sosirea anului 2021. Wuhan, epicentrul pandemiei de COVID-19, unde mii de oameni au murit din cauza virusului, a fost aproape 3 luni în carantină. Când ceasul a anunțat miezul nopții, mulțimea a lansat baloane în aer. La fața locului au fost importante forțe de poliție care au încercat să mențină ordinea și să le atragă atenția oamenilor să poarte mască dacă vor să rămână la festivități. Acestea au avut loc la 12 luni după ce Organizația Mondială a Sănătății a anunțat prima dată prezența cazurilor de pneumonie cu o cauză necunoscută în Wuhan.